Bine v-am regăsit, oameni buni! Vă salut, dragi prieteni, ai emisiunii Învață Românește! Și astăzi vorbim despre o limbă românească în suferință, în presa centrală, în mass media centrale. Nu știu cum se face că, de o bucată de vreme, limba română nu mai beneficiază de aceeași atenție din partea factorilor de răspundere, ca să zic așa, folosind niște cuvinte care nu-mi plac, dar realitatea este că limba română suferă tot mai mult în uh, studiourile TV, în presa uh, românească. M-am uitat și la felul cum au fost sărbătorite uh, anul acesta zilele limbii române, atât în România cât și în Moldova, sora uh, noastră. Mă iertați că musca asta nu se dă dusă de la mine. Uh, am observat și acolo de lăsare, ceva care trebuie făcut din obligație, nu s-a întâmplat nimic, n-a fost un spectacol măreț, să spunem, cu un recital de poezie adevărată românească, cu oameni de cultură autentici, prozatori, scriitori și așa mai departe, că în fond sărbătoarea limbii române este sărbătoarea scrisului românesc, a vorbirii în limba românească. Și văzând oamenii din presă că nimeni nu se ocupă de această chestiune CNA-ul probabil că nu are niciun expert în astfel de uh, situații legate de limbă atunci scriem cum ne vine la mână să zicem așa că mâna este până la urmă cea care pune uh, litera pe hârtie și o pune prost iată la un jurnalist mare Cristian Unteanu cu state vechi îl citez. Frecventatul bibliotecilor este calea sigură spre boală la crieri și probleme cu nervii. Să ne înțelegem. Autorul vorbește în numele celor ce nu iubesc cartea. Deci, nu se referă la uh, cei care mai cumpără din când în când uh, câte o carte, ba chiar și o citesc. Așadar, domnia sa zice că aduce acolo două expresii populare. Boală la crieri și probleme cu nervii. Acum, treaba asta cu boala la crieri, eu n-am auzit niciodată și nu știu ce fel de expresie populară e aceasta că o introduce cu atâta bucurie, satisfacție Cristian Unteanu în fraza sa. Cu atât mai mult cu cât nu am întâlnit niciodată în vorbirea populară cuvântul crier în loc de creier. Eu n-am auzit decât creier. Probabil că m-am născut mai târziu decât domnul Cristian Unteanu. Deci, acolo, oameni buni, boală la Creier. Acum, sigur, pe mine mă nemulțumește și substantivul boală la singular pentru că dacă e să o luăm așa la creier, putem avea o mulțime de alte boli. O mulțime, o mulțime de boli și de combinații toate, să spunem, păgătoase pentru, adică grele, rele pentru ființa omenească. De asemenea, probleme cu nervii, lucrurile acestea se aud în expresii de cartier, are probleme cu nervii și așa mai departe, e dus cu capul și asta mai lipsea să apară într-o exprimare oficială, domnul Cristian Unteanu scrie la ziare prestigioase, precum adevărul, da? Un ziar caliti. Dar să trecem peste boală la creier și să spunem că este corect boală la creier sau la creiere, pluralul, pluralul neutru, un creier, două creiere, nu? Și mai puțin pluralul Masculin crieri, cum crede domnul Cristian uh, Unteanu. Așadar, două expresii de cartier care nu au avut ce căuta într-o exprimare de ziar calitii. Rămân tot la domnul Cristian Unteanu, se pare că astăzi este ziua domniei sale și îl citesc din nou ca să vedeți că problemele cu limba. Cu corectitudinea limbii române, persistă în scrisul său. Adică sunt frecvente și sunt urâte. De exemplu, îl citez: La întrebarea asta se străduie alții să răspundă. Verbul a se strădui l-ați recunoscut imediat că e greșit. De ce e greșit? Pentru că el se conjugă ca majoritatea verbelor de conjugare a patra terminate în a se strădui. Da? Eu mă străduiesc, tu te străduiești, el se străduiește. Varianta se străduie, pare într-adevăr să fie uh, o variantă populară prescurtată așa în guana vorbei ca să zic așa. Și uh, iată-l pe domnul Cristian Unteanu că îi face loc în scrisul său. Deși atrag atenția de la început. Un ziar național trebuie să fie redactat în limba română națională. Deci Limba aceea promovată de Academie prin Gramatica Limbii Române și prin Dicționare, prin Dicționarul Explicativ al Limbii Române, prin Dicționarul Ortografic, Ortoepic și de Punctuație și așa mai departe. Sau prin DOM, Dicționarul și Morfologic, adică de toate formele cuvintelor în limba română. Formele corecte și inclusiv cele flexionare, adică de cazuri oblice, de moduri de timpuri la verbe. Așadar, ați reținut, sper, că la întrebarea asta se străduiește sau se străduiesc alții se răspundă. Am impresia că aici Motivul pentru care apare se străduie este coincidența între persoana a treia și persoana a treia singular și persoana a treia plural. Pentru că el se străduie, ei se străduie și iată că i-a venit mai ușor lui Cristian Unteanu să redacteze textul. Pentru că el se străduiește în limba română corectă, ei se străduiesc, persoana a treia plural. Rămân tot la domnul Cristian Unteanu și mai citez o dată. Și se fac estimări asupra efectelor pe care le vor produce introducerea pe scară largă a inteligenței artificiale. Două dezacorduri grave. Deci, efectelor pe care le vor produce introducerea. Acolo introducerea este subiect. Deci, introducerea va produce efecte. Și nu introducerea vor produce efecte. Un dezacord cât roata carului domnului Cristian Unteanu, sigur, domnia sa pare că nu știe să activeze corectorul de gramatică, limba română are un corector de gramatică, cam primitiv el acolo, dar are totuși un corector de gramatică, pe care ar fi indicat să-l folosească unii autori dacă nu stăpânesc regulile de bază ale gramaticii. Să ne înțelegem că uh, și dicționarul. Uh, uh, din limba română, dicționarul pe internet, spun pe calculator, este destul de slăbuț în comparație cu alte dicționare, cel al limbii engleze, al limbii germane, al limbii franceze. Cât despre dicționarul de gramatică al nostru, este primitiv cu totul, și atunci când facem o traducere din limbile pomenite de mine mai înainte în limba română, vom avea mari necasuri. A doua greșeală. Introducerea pe scară largă a inteligenței artificială. Acum, domnia sa ortografiază artificială cu majusculă, n-am înțeles de ce. Am găsit undeva în studiile de specialitate sigla IA pentru inteligență artificială, adică inteligența calculatorului, oameni buni, da? Să ne înțelegem, la asta se referă. Numai că iată acolo apare un dezacord. De ce? Pentru că artificială este un adjectiv și ar fi trebuit să se acorde cu substantivul inteligenței. Deci a inteligenței artificiale. Ar fi fost corect acolo și domnia sa nu ar fi intrat în emisiunea mea de astăzi cu astfel de lucruri destul de rușinoase. Da că mai contează rușinea aceasta de a greși în limba română. Astăzi văd că mai degrabă se generalizează greșelile decât uh, scrisul uh, corect și vorbirea corectă în limba românească. Mă opresc aici pentru astăzi, oameni buni. Nu uitați sugestii, observații, critici pe pagina mea de Facebook sau pe pagina emisiunii Învață românește a Televiziunii Plus uh, Suceava. O puteți face și pe YouTube, acolo unde emisiunile noastre sunt puse grație serviciului tehnic. Salut, Alex! Mulțumesc! La revedere, doamnelor și domnilor, pa, dragi copii!